Bună ziua! Astăzi ne aflăm la Consulatul României de la Montreal și stăm de vorbă cu domnul Victor Socaciu, consulul general al României la Montreal. Bună ziua, domnul consul! Bună ziua! Care este prima impresie pe care ați avut-o în urma întâlnirii cu o parte din reprezentanții mass media ai presei comunitare românești din Montreal, cu o parte din reprezentanții oamenilor de afaceri de aici și cu o parte din președinții sau membrii asociațiilor românești din Canada? Cum spuneați, ne-am văzut, ne-am întâlnit într-un cadru mai restrâns, pentru că spațiul oferit de consulat nu permite mai mult. Mi-aș fi dorit să fie câteva sute de români, dar din păcate au fost doar 30, dar impresia generală a mea a fost una, per total, una foarte bună. Eu am avut ocazia, prin natura trecutului meu, să ajung în multe comunități. Unele sunt cu mari probleme economice, altele sunt cu mari probleme de înțelegere, fiind fricțiuni foarte multe între asociațiile românești. Aici nu pot să neg că n-ar exista niște fricțiuni, însă există un respect între toți șefii de asociații. Asta înseamnă că de la acest punct se poate pleca mult mai departe. Impresia, deci, inițială, una foarte bună. Ce v-a determinat să alegeți drumul diplomației atât de frumos, dar atât de dificil? Tot din dragoste de oameni, așa cum cu decenii de-a rândul am fost tot aproape de oameni și acum, intrând în urmă cu 15 ani în zona politicului, mi-am dorit să fac ceva mai mult decât să bucur sufletele, să fac și ceva în zona asta a politicii și a vieții noastre mai la concret. După mai mulți ani petrecuți în Parlamentul României și în alte zone politice, inclusiv guvernamentale, am fost secretar de stat un an și jumătate, cred că aici, în această zonă a diplomației, în care pot să fiu mai aproape de oameni, de o parte mai mică a României, unde pot să acționez direct împreună cu semenii mei, cu frații mei români, cred că foarte bine pot să îmi desfășor și să-mi împlinesc, să spun, gândurile și aspirațiile privind România și cea mare, dar pornind de la această Românie mică. Pot să spun că, până la urmă, a lucra oriunde în lumea asta, îți reprezinți neamul și dumneavoastră, fiind într-o companie care este străină, să spun, puteți reprezenta, de fapt, România. Care sunt proiectele cu care ați venit aici în Canada și pe care doriți să le implementați în cadrul comunității românești și nu numai? Proiectele sunt multe și mari. Acum testez, într-un fel, posibilitatea de a primi un sprijin și din partea comunității, mai ales, dincolo de sprijin, mai ales un acord din partea comunității. Asta înseamnă că va trebui să găsesc soluția de a ne uni în jurul unor proiecte toți cei care suntem acum membri ai acestei comunități. Ele sunt diverse și în diferite planuri. Mă refer acum strict la comunitatea noastră. Cred că este de interes o școală cu predare în limba română. Așa cum am văzut că există alte comunități pe aici care au școli. Uite, de exemplu, comunitatea greacă are 3 școli cu predare în limba greacă, ceea ce este un lucru foarte bun, vizând ideea de păstrare a identității culturale a românilor. Care e un deziderat important, nu numai a fiecăruia în parte, dar cred că și a țării mamă, de a nu-și pierde și a nu-și lăsa rătăciți fiii. Apoi, pentru o promovare a României, este foarte important ca relațiile pe care încerc să le preiau de la predecesorii mei și altele pe care să mi le fac aici, să găsesc soluția de a
îmbunătăți, spun așa, mediul și de a favoriza un mediu de colaborare între România și Canada. Cred că în zona economică, am atribuții și în acest sens, în zona economică se poate face mult mai mult, există un potențial mare pe care trebuie doar să-l valorificăm. Care sunt atribuțiile dumneavoastră în calitate de consul al României aici la Montreal? Pe unul chiar, sau una din atribuții, chiar v-am spus-o mai devreme, a facilita relațiile economice, pentru că astăzi totul aproape că se cuantifică în cifre. Și, în general, schimburile comerciale între două țări sunt bune atunci când cifrele care stau în spatele acestor relații bilaterale sunt mai mari. La această oră, schimbul comercial sau balanța comercială, de fapt, ne este într-un fel favorabil în acest an, în alți ani nu ne-a fost favorabilă, în sensul că am importat mai mult decât am exportat. La această oră, sau mă rog, 2013 poate fi un an bun pentru că avem noi un excedent de câteva milioane. Dar întregul schimb bilateral sau potențialul de care vorbeam mai devreme trebuie crescut, pentru că se poate, pentru că, iată, sunt mari investitori canadieni care au văzut în România, într-adevăr, posibilități mari, oportunități mari și chiar din primele contacte pe care le-am avut în această zonă, pot spune că se arată zori noi și se ivesc zori noi, să spun așa, pentru niște lucrări importante și în zona economică. Am să start de la un subiect. Apoi, sigur, asta a fost chestiunea. Normal că eu, ca atribuții, trebuie să rezolv și alte lucruri. În primul rând, în ceea ce privește serviciile consulare, ca șef al acestei misiuni, trebuie să asigur absolut tot ceea ce este necesar ca acest consulat să funcționeze cât mai normal și cât mai prompt în serviciu, firește, al românilor care au atâta nevoie de acte notariale, de procuri, mă rog, de tot felul de vize și pașapoarte și alte documente. Pot să spun că în urmă cu o săptămână am adăugat la populația României 11 basarabeni care au depus jurământul în fața mea, redobândindu-și, după părerea mea, cetățenia română după ani și ani, zecenii, de fapt, petrecute în rătăcire, să zicem. Vreau să vă întreb și despre echipa consulatului. Ne puteți prezenta un pic, în afară de dumneavoastră, cine mai face parte din această echipă și cum sunt membrii acestei echipe, cum îi vedeți dumneavoastră în calitate de consul, atât ca oameni, cât și ca profesioniști? Normal, având responsabilitatea de a veghea asupra unui mers bun al acestui consulat, am fost cu ochii pe colegii mei care duc aici o muncă foarte dificilă. Să știți că românii în general așa nu vorbesc în mod special sau particular despre Montreal. Sunt destul de interesați de felul în care li se răspunde din partea autorității române pe care noi o reprezentăm aici, cât de confortabilă le este comunicarea și, firește, dacă sună de multe ori la consulat și tot descoperă că este ocupat, se enervează, devin uneori agresiv. Totuși, pot să spun că am găsit aici o echipă bună, pregătită, cu nervii tari, pentru că sunt încercați în ultimii ani, nu numai în Montreal, dar au lucrat în spațiul nord-american. Ei vin de la Washington, doi dintre ei, altul vine de la Ottawa, deci tot în spațiul nord-american, și mai avem și un consul economic cu care de altfel am o colaborare foarte strânsă. Suntem interesați amândoi să facem pentru țară lucruri cât mai bune. Cam asta este echipa. Echipa e mică, dar acoperă în acest moment serviciile și nevoile acestei comunități. Ne puteți prezenta un pic echipa ca nume de persoane? În primul rând, consulul care este adjunctul meu aici,
se numește Mugurel Stănescu. Pot să vă spun despre el că este unul dintre cei mai buni consuli din punct de vedere tehnic, unul dintre cei mai pregătiți și competenți consuli pe care România îi are în străinătate. Le secundează doi funcționari consulari cu o pregătire de 15 ani, cu un background de 15 ani în zona consulară, ceea ce este iarăși un lucru deosebit, pentru că vorbim de o experiență acumulată, familia Mihai și Cristina, sau Cristina și Mihai Dragomir. Și domnul Florian Pârvănescu, care este consulul nostru economic, de asemenea un om ajuns acum în pragul pensiei, cu o vastă experiență în zona economică, unde a reprezentat România în diverse zone de interes economic, Germania, Suedia, nordul Africii, dacă mi-amintesc bine, Libia, dar și America și două mandate în Canada. Cum a sărbătorit Consulatul României data de 16 august, când se împlinesc 95 de ani de relații diplomatice bilaterale între România și Canada? Sărbătoarea a avut loc la un nivel poate peste consulatul nostru. Odată centrala noastră, a Ministerului Afacerilor Externe și cu ambasada de la Ottawa au avut ocazia, s-au găsit sigur în acest 16 august la 95 de ani de deschidere a relațiilor noastre politice și diplomatice în fond, posibilitatea să aniverseze această dată importantă. Sper să sărbătorim împreună și 100 de ani de diplomație românească în Canada. În calitate de reprezentant oficial al României, în calitate de consul al României la Montreal, mai sunteți membru al unui partid politic, având această calitate diplomatică? Bineînțeles că nu, de altfel și legea mi-interzice să mai fiu membru al vreunui partid politic. Aici, normal că politicul este prezent în viața noastră, în viața comunității de asemenea. Lumea este funcție de ideologii împărțită și este absolut normal să fie așa ceva. Există și în fiecare individ un homo politicus. În ceea ce mă privește însă, m-am autosuspendat din Partidul Social Democrat, al cărui membru am fost până acum 3 luni. Sunt aici în calitate de reprezentant al autorității române, așa că nu există din partea mea niciun fel de partipri politic. Nu doresc decât să ne respectăm noi între noi. E greu să ne unim, să vorbim despre o situație aproape utopică, să fim toți de acord cu același lucru. Însă, depășind zona politicului și intrând într-o zonă de interes național, acolo cred că putem să găsim soluția de a ne respecta și de a face demersuri comune. Că ăsta este cel mai important, să facem, să lăsăm urme a trecerii noastre prin această lume. Cum considerați că trebuie să se comporte un consul în fața unor conflicte de interes, mai mari sau mai mici, în cadrul unor comunități românești? Eu mă refer acum în cadrul comunității din Montreal. Eu cred că dacă aceste lucruri se vor întâmpla, o poziție de echilibru din partea consulului și mai degrabă de arbitru, plecând de la ideea că suntem români, plecând de la ideea că ceea ce ne desparte trebuie să dăm o importanță mai mică și să dăm o importanță mai mare la ceea ce ne unește. Și atunci putem găsi locul unui respect reciproc și unei vieți comune. Aveți calitatea de a vă implica în aceste lucruri particulare, să spunem așa, care se pot întâmpla în cadrul comunității românești și, mă rog, care se întâmplă în prezent în cadrul comunității românești din Montreal? Sigur. Deocamdată
Nu am constatat că ar exista astfel de lucruri grave. Cred că fricțiune există, că acolo unde sunt oameni există și deosebiri de păreri și deosebiri de abordări și așa mai departe. Dar cred că locul nostru aici, cum să spun, nu este în primul rând de a ne arăta fiecare frumusețea sufletului său și înălțimea gândului său și a înțelepciunii sale. Cred că putem pleca de la respectul normal pe care trebuie să-l avem unul față de celălalt și, ca să vorbesc aproape ca un preot, când se spune o rugăciune Tatăl nostru, lucru pe care l-am auzit chiar și ieri spus în Biserica Sfântul Nicolae, când noi toți ne adresăm individual către Dumnezeu, către Divinitate, spunem Tatăl nostru. Deci dacă Tatăl nostru nu este numai al meu, ci este al tuturor, înseamnă că noi toți ăștia care suntem ortodoxi, care suntem acum în cauza de față români, suntem frați. Poate putem pleca de la această idee, care este una absolut corectă, creștină și adevărată. Dacă cineva din cadrul comunității românești v-ar invita pe perioada mandatului diplomatic pe care îl aveți aici în Moreal, și nu mai Moreal, pentru că nu reprezentați doar Morealul, ci și alte părți ale provinciei Quebec și numai Quebec și Nouveau-Brunswick și alte părți ale zonei de est a Canadei, dacă cineva v-ar invita să îi cântați pe perioada mandatului la o nuntă, la un botez, la un spectacol, ați accepta invitația sau ați refuza-o? În niciun caz în această perioadă. Aici am un mandat pe care trebuie să mi-l respect. Sigur că lumea, ca o parte din comunitate, și-ar dori să mă audă și cântând. Numai că de data asta vor trebui să aștepte, probabil că o voi face, dar atunci când ne vom despărți, când mandatul meu se va fi încheiat, atunci poate că o să fac un spectacol de adio, de rămas bun și de prietenie, așa, din prietenie, din frăție, cum spuneam mai devreme. Cum considerați că va primi comunitatea românească de aici, din Moreal, în momentul venirii dumneavoastră? Va primi deschis, ostil? Cum va primi? Ce a simțit în acel moment din partea comunității românești? Cum să spun, nu pot să trag o concluzie despre această chestiune, pentru că au fost doar niște reacții ale unei părți, unei mici părți din comunitatea de aici. Că unii au spus, domnule, să ne pregătim acordeonele că vine omul cu cântarea, alții au spus, domnule, vine comunistul ăla, altul a spus, vine securistul ăla, așa mai departe. Astea sunt lucruri care cred că sunt marginale și nu le-am dat importanță decât în zona hazliului, să spun așa. Vreau să-mi fac treaba serios, vreau să fiu de folos comunității și nu numai comunității, ci României. Cum credeți că implicarea comunității românești vă poate ajuta în mandatul diplomatic? Deci nu numai dumneavoastră, să ajutați comunitatea, pentru că văd că aveți atâtea planuri ambițioase, atâtea proiecte frumoase, ci și din punct de vedere al dumneavoastră, cum credeți că ar putea să vă ajute această comunitate? Comunitatea, să spun, ea trebuie să, din punctul meu de vedere, spun acum, comunitatea este așa cum este. Eu nu pot eu să o fac mai bună, nu pot eu să o fac mai unită. Un singur lucru îmi doresc, să pornim de la ideea sau de la prezumția de încredere unii în alții. Eu nu pot să accept că există o grupare securistă pe aici, că alții sunt neapărat țărăniștii ăia răi de nu știu unde, alții sunt socialiștii ăia răi și securiști și așa mai departe, că alții sunt buni, că sunt liberali sau că sunt de alte coloratori. Nu plec de la această idee, ci plec de la ideea că fiecare este un om, o entitate în care există lucruri foarte frumoase, chiar dacă mai există și umbre, și plec de la acel principiu că să ne adunăm
acolo în zona în care ne înțelegem, acolo în care avem lucruri comune. Și primul pe care l-aș cere comunității este să avem încredere. Să plecăm de la această prezumție că suntem cu toții deschiși la a face lucruri bune pentru noi înșine. Sper să reușesc, plecând de la acest sentiment care este pentru orice om necesar și mai ales pentru orice întreprindere. Cum credeți că vă puteți implica în calitate de diplomat, de consul al României, de personalitate oficială a României aici în Canada, în relațiile bilaterale România-Canada? Mă refer atât de, din punct de vedere cultural, social, economico-politic, dar și pe parte comercială și educațională. Sigur că sunt lucruri pe care trebuie să le pipăi și eu mai îndeaproape așa și poate va necesita un timp. Oricum, primele contacte pe care le-am avut la nivelul Ministerului de Externe quebecoaz au fost încurajatoare pentru mine. De altfel, nu mă tem să vorbesc deschis cu ei și cred că uneori franchețea și robustețea unor idei sunt mai de folos decât să spunem ocolișurile alea, sinusoidele diplomatice. Cred că și ei care sunt învățați într-o viață directă, așa, își doresc o comunicare rapidă și directă și a punct ochit, punct lovit. Așa că merg pe această variantă, mai puțină diplomație, dar efecte mai mari în ceea ce ne propunem. De obicei, toate relațiile astea bilaterale se cuantifică în bani. Nu avem ce face, trăim într-o lume a capitalului și dacă vorbim de relații bilaterale, totdeauna e pusă în față o cifră. E, acolo trebuie să umblăm mai mult pentru a face bine României, pentru a face bine chiar și Canadei, că aia e o afacere reușită când toată lumea este mulțumită. Pe de altă parte, în celelalte zone de deschidere a unor uși care sunt nu neapărat în zona comercială, ci aia culturală, eu cred că, da, educațional, dar asta culturală, eu cred că aici în Quebec, unde noi românii suntem ca țară mult mai apropiați decât alte țări de sufletul lor, de limba franceză, pentru că suntem francofoni, poate prima țară francofonă din lume, după Franța, da? 2007, summit francofonie s-a ținut în România. Sigur. Păi tocmai de aceea cred că putem vorbi de o apropiere foarte mare între culturile franceză și română. Cred că aici putem găsi foarte multe similitudini culturale. Asta ar însemna că nu neapărat un privilegiu pentru români, dar măcar să fim în rândul celorlalți la tratați cu același respect și în egalitate. Deci, că vom veni cu un proiect mai bun sau mai rău, asta trebuie văzut. Totuși constat cu tristețe că există săptămâna Italiei la Montreal și văd că pe o anume stradă Italia își face o promovare extraordinară. Există sârbi, greci, cum spuneam, țări africane care au astfel de săptămâni în care își aniversează apartenența lor și identitatea lor etnică, dar în același timp fac și propuneri chiar economice și culturale. România trebuie să aibă și ea o săptămână aici. Și cred că asta o putem face, dar, cum spuneam, hai să ne strângem și să facem acest lucru. Nu trebuie neapărat să ne strângem noi de mâine așa și să fim frați neapărat uniți. Dar pentru o idee care ar putea să însemne un lucru bun pentru toți, cred că le putem aduna. Și chiar vreau în luna septembrie să restrâng formula de echipă pe care am adunat-o la consulat la prima noastră întâlnire în luna august, la început de luna august, și să discutăm acest aspect. De altfel, eu ieri m-am întâlnit cu șeful de cabinet al primarului Montrealului și am discutat această chestiune.
Și mi-a spus că tot sprijinul, de noi depinde. Deci, acum mingea e, din punctul ăsta de vedere, pentru acest proiect, mingea e la noi în teren și hai să o jucăm așa cum trebuie. Dintr-un alt punct de vedere, cel educațional, credeți că România poate întări relațiile diplomatice bilaterale la nivelul Ministerului Educației și Cercetării din România cu Ministerul Educației și Loazir, cum se spune aici, din Quebec și Canada? Pentru că știu că partea de educație e responsabilă de fiecare provincie, e o chestie provincială, dar eu cred că este un interes general, pentru că se dorește înființarea școlilor românești aici în Canada, cum bine spuneați. Credeți că există această posibilitate? Sigur că există, dar vă spun, trebuie să mișcăm noi puțin lucrurile, să nu tot așteptăm să vină cineva cu milioane și să ne ajute să ne împingă de la spate. Țara noastră nu are încă un asemenea statut de forță economică. Noi va trebui să facem pentru noi înșine. Sau cum era un dicton interbelic, prin noi înșine. Să plecăm de la acest lucru. Pe de altă parte, vorbeam de similitudini între culturile noastre, cultura quebecoază, care clar că are fundamentul francez, și cultura română, care are sigur într-un trecut chiar, să spunem, al României moderne, în care atâția și atâția intelectuali de seamă ai României s-au format la școlile franceze. Chiar Constituția României are model francez. Da? Codul civil inspirat. Codul civil de asemenea și așa mai departe. Deci există mari similitudini de culturile noastre, așa că șansele ar fi de partea noastră. Noi, de altfel, cu cultura noastră, noi putem să îmbogățim cultura acestei zone, alături de celelalte etnii. Să spun, în principiu, după cum știți și văzând ce se întâmplă în întreaga lume, națiunile majoritare, în general, încearcă să-și absoarbă alte etnii, să și le adauge, neînțelegând de fapt că fac un lucru rău. Fac un lucru rău pentru că nu se vor bucura niciodată de o îmbogățire a propriei culturi prin asimilarea acestor etnii, care pot aduce prin ceea ce ele de-a lungul atâtor și atâtor secole, bogăția lor culturală este imensă și poate fi complementară celeia majoritare. De aceea trebuie încurajată, după părerea mea, o națiune majoritară trebuie să încurajeze minoritățile să se dezvolte ele însele în direcțiile lor pe care le indică propriile lor culturi. Pentru că numai așa se pot îmbogăți cultura majoritară și, de asemenea, această cultură mondială, până la urmă, este necesară tuturor oamenilor de pe planeta asta. Dar ieșind poate din zona asta aproape teoretică, vreau să cred că nu este greu pentru noi să aducem aportul nostru de cultură, de inteligență, de spiritualitate pe aceste tărâmuri. O altă întrebare pe care doresc să vă adresez se referă la faptul, la mandatul diplomatic pe care l-aveți în această perioadă. Ați ales calea diplomației, sunteți un diplomat acum. Vreau să știu după acest mandat dacă veți rămâne în continuare diplomație sau o să vă întoarceți în Parlamentul României. Mi-e greu să vă spun, dar tentația de a mă reîntoarce în Parlament este una foarte, foarte mare. Acum urmează să vedem cum voi duce acest mandat, cât de bun sau cât de mediocru va fi și dacă eu însumi o să socotesc că a fost ceva cu care să mă laud aici, în interiorul meu, probabil că voi continua fie într-o parte, fie în alta, deși mi-a plăcut foarte mult dezbaterea parlamentară, chiar dacă despre parlamentar în principiu în România și cred că și în afara României nu se vorbește laudativ,
Eu vă spun că în mandatul în care am fost deputat, mă refer 2008-2012, Parlamentul României a dărâmat vreo două guverne, a suspendat președintele odată și a făcut lucruri pentru prima dată în istoria parlamentară modernă, deci de după 90, să dărâmăm două guverne. Și a dus, bineînțeles, și în zona legislativă, pe care este misia fundamentală a Parlamentului, a dus lucruri foarte bune. E, că sunt și nerealizări, urmează ca celelalte parlamente care vin după noi, chiar actualul, să îmbunătățească ce noi n-am putut atunci. Dar asta este e ca un râu, știți ce se întâmplă, ce produce Parlamentul ăsta. Tot timpul apar noi inițiative legislative, unele care se și concretizează. Acum o să sar iar de la un subiect la altul, dacă doresc să vă dau un studiu de caz pe care cred că îl cunoaște deja, dar o să-l readuc în discuție. Dacă un cetățean român, de origine română, având ambele cetățenii, și română și canadiană, ar săvârși sau nu neapărat o infracțiune, dar ar fi într-un proces pe teritoriul Canadei, probabil pentru că i s-a întâmplat o daună, i s-a întâmplat o ilegalitate, nu știu, am dat un exemplu, nu numai neapărat ai noștri români să facă infracțiuni, mă refer la un proces și ar solicita sprijinul Consulatului României și al Ambasadei României. Cum credeți că Consulatul României îl poate ajuta și până la ce punct, ce atribuții cuprinde această sarcină și dacă considerați că consulatul are acest drept de a se implica la solicitarea unui român în această problemă? Noi putem să îl ascultăm pe acest compatriot și sfaturile pe care consulatul poate să îi le dea, dacă există motive de nerespectare a drepturilor lui, putem să acționăm chiar la instituțiile canadiene. Dacă e vorba însă de o situație de ilegalitate, noi putem doar să îl ajutăm să-și găsească un apărător care să cunoască bine legislația canadiană și care să-i fie de ajutor într-un proces în care nu putem interveni. În problema copiilor mă refer dacă un cetățean român, deci de origine română, moare și copiii rămân în cadrul, cum să spune, Canadei, Consulatul României, cum se poate implica pentru a ajuta acest copil, ori să ajungă în România, ori să integreze aici, sau dacă în cadrul unor anumite procese sociale canadiene, copiii sunt înstrăinați, pentru că aici nu este aceeași lege ca în România. Mă refer la faptul că statul poate lua copiii pentru lucruri foarte minore aici, nu majore cum sunt în România. Și atunci, cum se poate implica Consulatul României pentru a aduce din nou în familie acești copii, în familia de români? Știți că aici e vorba de statutul părinților, în primul rând. Deci, în funcție de asta, putem să găsim nu neapărat o rezolvare, dar putem să acționăm mai mult sau mai puțin. Cred însă că atunci când este vorba de copii, trebuie să fim foarte, foarte atenți și legislația canadiană, dacă are întâietate, atunci nu avem ce să facem. Dar dacă putem să intervenim, eu cred că pentru un fiu al României rătăcit, suntem chiar obligați să intervenim. Aș dori să știu acum care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii români din Canada, pentru românii de aici și ce gânduri bune le urați, ce le doriți? Eu le doresc să-și împlinească visele. Ei au venit aici cu gândul de a primi mai mult din partea acestei societăți decât au putut să primească acasă. Această societate însă poate să fie un acasă mai bun sau mai puțin bun. Adică sau mai bună
casă sau mai puțin bună casă. Personal, mi-aș dori ca acei oameni care nu pot pur și simplu să se adapteze, să se întoarcă acasă. Ceilalți care se adaptează aici, care cred că patria este acolo unde este bine, să rămână aici, dar să nu uite niciodată că sunt români și să facă ceva pentru țara lor. Fiecare român acolo unde muncește poate face ceva pentru România. În primul rând, în momentul în care îți faci datoria aici, în momentul în care tu reprezinți România în ochii celorlalți, ai dominanților care sunt aici, da? Părerea pe care tu le-o faci prin felul în care muncești, prin felul în care te comporți, arată cam cum este România. Deci, tu, ca individ, faci imagine în permanență pentru țara ta. Comportându-te firesc, comportându-te ca un individ responsabil, cred că facem bine României prin munca noastră onestă la un loc, indiferent care este el de muncă. Vă mulțumim, domnul consul. Și le mai urez să plecăm, cum spuneam mai devreme, de la încrederea în noi. Probabil că a fost o ruptură, adică nu probabil, ci sigur a fost o ruptură între cei de aici și țara lor, din vari motive. Haideți să depășim faza aceea, haideți să încercăm să resudăm relația noastră între statul român, care este patria mamă, și dumneavoastră, comunitatea, tu, ca român simplu, care poți să ai încredere că tu contezi pentru România, încă tu mai contezi prin România, chiar și prin votul pe care îl dai, chiar și prin ceea ce faci zilnic aici, clădind, cum spuneam mai devreme, imaginea României. Vă mulțumim mult de tot pentru interviul acordat și vă mai așteptăm la anumite evenimente din comunitate să participați cu mare drag și acolo să vă surprindem iar cu mici interviuri. Vă mulțumim!